stadionul, a doua casă a suporterilor, locul în care toate drumurile celor care iubesc fotbalul duc în zi de meci. Am luat pulsul Arenei Naționale la Dinamo FCSB și am vorbit cu cei care știu că odată ajuns pe stadion, te aștepți la emoții care te încarcă. Treaba noastră este să oferim oamenilor care muncesc în timpul săptămânii ceva care să le aducă relaxare și plăcere în weekenduri, spune Arsène Wenger. Acest lucru se poate întâmpla doar pe stadion. Din momentul în care primul suporter intră în tribune, până la ultimul care pleacă, Arena Națională are viață, ritm și povești de împărtășit. Când ajungeți prima oară în tribună sau în peluză, care e primul sentiment sau gând care vă încearcă? Emoția de a vedea stadionul de fotbal. Cred că în momentul dinainte de meci, când e toată lumea, începem să cântăm și sper să fie astăzi și la final de meci. Când ajungeți în tribună sau în peluză, care e primul lucru care vă trece prin minte? Victoria. Victoria și să-mi văd echipa preferată. Nu știu, e așa o emoție, sper să fie victorie și cam atât. Și să cântăm toți. Asta e ideea, în peluză să fim cu toții uniți. E o emoție pe care nu știu să o descriu. E ceva aparte, exact, da, nu știu să explic. E ceva extraordinar. Care este momentul preferat al dumneavoastră când ajungeți pe stadion? Să-mi susțin echipa preferată, să fiu alături de galeria noastră care ne-am format și cam atât. Tot ce simțim, emoțiile, pasiunea pentru fotbal, să susținem acolo, pe cei dragi ai noștri. Din primul minut până în ultimul moment, ăla e momentul. Mai ales când și câștigăm, îmi vine să mă zbor pe teren. Să câștige echipa noastră, vă dați seama. Venim aici să ajutăm din spate noi suporterii, să ducem echipa cât mai sus, acolo unde e locul. Care e cântecul dumneavoastră preferat de pe stadion? Suntem aici și vom mai fi, că tot venim de când eram copii. Cel mai frumos. Imnul lui Dinamo. Câine până la moarte. De minute plus prelungiri de cântece, aplauze, ambiție și trăiri puternice. Apoi Arena Națională rămâne în tăcere, în așteptarea unui alt meci, unei alte zile în care fotbalul și oamenii lui se întorc în tribune. Mereu acolo, unde la aprinderea nocturnei, stadionul se umple în așteptarea golului.